Tragedia din Turcia și Siria ne-a reamintit că trăim vremurile din urmă, când veștile despre cutremure de pământ, războaie și alte încercări vor veni peste pământ cu o și mai mare intensitate. În timp ce la nord de țara noastră este un război dur, iar la sud, milioane de oameni și-au pierdut locuințele din pricina cutremurului, noi am fost păziți de mâna Domnului și suntem recunoscători pentru aceasta. Un slujitor al Evangheliei din orașul Antiohia, cândva un punct de misiune al apostolului Pavel, a spus Totul este în ruine. Biserica s-a prăbușit, casa mea e pierdută, nu mai avem nimic. Oamenilor le este frig, foame și nu au niciun adăpost sunt plânsete și țipete peste tot. Mulți se află sub clădirile prăbușite, iar ajutorul încă nu a sosit. Pentru acești oameni, durerea crește de la zi la zi. Avem informații despre unii creștini care au murit, în timp ce alții încă sunt acoperiți de derămături. În mod miraculos, Joel, un băiat de 10 ani, a fost salvat, dar ambii părinți, o familie de slujitori în biserică, au pierit sub ruine. Zeci de mii de familii îndură o durere surdă în condiții de trai greu de imaginat. Și în Siria situația este extrem de dificilă, mai ales că orașul Alepo este de multă vreme afectat de război. În Alepo trăiește o mare comunitate de creștini marginalizați și persecutați de multă vreme, iar aceștia au nevoie de ajutorul nostru. Lucrătorii români care sunt în Turcia sunt pregătiți să transmită ajutorul bisericilor din România. Biserica turcă, deși este o minoritate persecutată în această țară, s-a organizat exemplar și a trimis zeci de reprezentanți la fața locului. Imediat au activat trei cantine mobile prin care distribuie mâncare caldă și apă celor mai greu afectați. În mod concret, acestea sunt căile prin care putem ajuta. În prima fază se pot face donații financiare pentru asigurarea hranei care se pregătește în cantinele existente. Cheltuiala pentru cantina mobilă care deservește aproape 500 de oameni este de 2000 de euro pe zi. În faza a doua, dacă frații noștri vor primi permisiunea de a distribui ajutor material, vom organiza transporturi cu lucruri de stringentă necesitate. În faza a treia ne vom pregăti să trimitem pe termen scurt echipe care să ofere ajutor practic bisericilor turcești și să împărtășească dragostea lui Hristos. Donațiile pentru a ajuta la prima etapă, aceea de distribuirea hranei, pot fi trimise în conturile bancare ale APME cu mențiunea cu tremur Turcia plus Siria. Conturile le găsiți în descriere. Fie ca lumina noastră să strălucească în aceste zile, iar oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu în urma slujirii bisericilor din România. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro